O vacă aflată în pericol a fost salvată de pompieri. Bovina de la o fermă de vaci din apropierea orașului Buziaș a rămas blocată în amol. Pompierii au pornit în grabă pentru a salva animalul. Acum vaca este în afara oricărui pericol. După amiază însorită, dar cu peripeții la o fermă de vaci din apropierea orașului Buziaș, o vacă a rămas blocată în amol. Pompierii de la subunitatea din Buziaș și-au luat toate echipamentele necesare salvării animalului, ba chiar și barca dacă ar fi fost nevoie și au sosit la fermă. În mai puțin de o oră, vaca a fost salvată în siguranță. Felicitări, nicio viață nu rămâne în pericol, transmit reprezentanții Isu Timiș.